Activitatea Administrației Finanțelor Publice Suceava a fost blocată marți 3 noiembrie timp de aproape 4 ore după ce salariații acestei instituții au declanșat un protest spontan, nemulțumiți de faptul că au fost excluși dintr-o ordonanță de urgență adoptată pe ascuns, prin care doar anumite categorii de angajați ai Ministerului de Finanțe și ANAF urmau să primească salarii majorate de la 1 martie 2016. Suntem nemulțumiți că salariile au fost mărite la unii și la alții nu. Credeți că veți rezolva ceva prin această grevă? Sperăm, normal. De asta încercăm să tragem un semnal de alarmă, să vadă lumea că și noi existăm în teritoriu, nu numai aparatul Ministerului de Finanțe și ceilalți la care le-au mai fost mărite salariile. Încă de la începutul programului, peste 200 de salariați ai Finanțelor și Trezoreriei Suceava au întrerupt lucrul și au ieșit în fața instituției în semn de protest față de această decizie a guvernului. Salariații Finanțelor sucevene s-au reîntors la muncă tot marți, în jurul orei 11:30, după ce la nivel central au început discuțiile cu privire la aplicarea acestei ordonanțe de urgență. Vineri, un monitor oficial a apărut ordonanță numărul 47, prin care s-au mărit salariile celor din aparatul central al ANAF, al Ministerului de Finanțe, ai Direcției Generale a Marilor Contribuabili, ca și cum doar ei ar aduce bani la bugetul statului. Având în vedere faptul că oamenii s-au simțit discriminați, s-a făcut această grevă spontană. Ușile sunt închise, nu vrem să provocăm incidente, vrem doar să tragem un semnal de alarmă. Tot marți, guvernul a abrogat articolul din ordonanța 47, prin care se acordau majorări salariale personalului din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, ANAF, Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili și ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice. Pe de altă parte, protestul finanțiștilor suceveni i-a nemulțumit pe cei care au avut treabă marți dimineață la finanțe sau trezorerie. Vreau bani, dacă nu ni dă bani, poate nici ei nu-ți vină, dacă nu li dă salarii, nu li dă bani, nu li dă nimica. Oamenii grevă, dar stăm în frică să facă alte soluții, că și toți bolnavi stau aici în frică. Nu deschid, m-am dat să dăm banii datoriile noastre. Da, vinim bolnavi, tremurăm aici la mușurilor. Ca să trăm la rând. Da, mușurile se lichide. Păi, și-am avut pușă când am venit grevă spontană.